Suntem în seria Biserica, Prinți și Cerșetori. O serie prin cartea Efeseni, scrisoarea lui Pavel către Biserica din Efes. În primul mesaj din serie, Înnobilați prin Har, aflam că Dumnezeu ne-a ales pentru înfiere, dându-ne o nouă identitate. Că Iisus Hristos ne-a răscumpărat prin sângele Lui, dându-ne o nouă libertate. Și că Duhul Sfânt ne-a sigilat prin prezența Lui însuși, dându-ne o nouă moștenire. Data trecută, învățam despre prioritățile lui Pavel în rugăciune și cum el s-a rugat în primul rând pentru duhul oamenilor și pentru starea lor spirituală. S-a rugat pentru lumină prin Duhul Sfânt, să fim luminați să cunoaștem care este speranța chemării lui Dumnezeu, să fim luminați să cunoaștem care e bogăția moștenirii lui în sfinți și să fim luminați să cunoaștem nemărginita mărime a puterii Lui față de noi care credem. Astăzi suntem în al treilea mesaj din serie, undeva în capitolul 2 din Efeseni, și astăzi vom reflecta împreună la ce înseamnă să fim înviați prin Hristos. Ca posibile subtitluri, din cimitir în glorie sau din valea morții în tărâmul vieții fără de moarte sau ce-am fost și ce-am ajuns. În anii 90 a apărut un film și cred că l-am mai menționat, dar voi menționa altceva de data asta din filmul ăla. Sunt câteva filme care așa, lasă o impresie puternică asupra noastră. Eu am și eu câteva. Al șaselea simț. Joacă Bruce Willis, Haley Joel Osment. În film, băiețelul Cole are o experiență traumatizantă cu niște bullies, cu niște băieți care îl abuzează destul de nașpa, îl bagă într-un cabinet și nu poate să iasă de acolo. Și în urma experienței aleia, băiețelul începe să vadă fantome. Și din una în alta ajunge să se întâlnească cu un psihiatru de copii pe nume Malcolm, jucat de Bruce Willis. Și la un moment dat, într-o scenă foarte intensă, așa emoțional, Malcolm îl întreabă pe băiețel, pe Cole, dacă stafiile astea arată ciudat, arată a zombie, ies din morminte, îl sperie. Și replica lui Cole este următoarea. Nu, arată ca oamenii obișnuiți de pe stradă. Ei nu se văd unii pe alții și văd doar ce vor ei să vadă. Vă recomand filmul, dacă nu l-ați văzut. În sensul, ei văd doar ce vor ei să vadă, în sensul că nu văd realitatea așa cum e ea. O văd cum au lăsat-o în momentul în care au plecat din lumea asta. Ce înseamnă să fii mort? Înseamnă ca trupul tău să nu mai fie animat. Înseamnă ca inima ta să nu mai bată. Înseamnă să nu mai ai activitate cerebrală. Din punctul acela, nu se mai poate face nimic pentru tine să fii adus înapoi. Nu se mai poate face nimic să ți se readucă funcțiile fiziologice ale creierului, în primul rând, la un nivel care să te identifice ca o persoană vie. În timp ce cultura seculară prezintă omul ca fiind, în primul rând, o ființă materială, biologică, Biblia și creștinismul prezintă omul ca fiind, în primul rând, o ființă spirituală, care trăiește, care locuiește într-un trup material biologic. Replica lui Cole, din al șaselea simț, mi se pare așa un comentariu potrivit pentru modul în care majoritatea oamenilor trăiesc în lume. Nu se văd unii pe alții și văd doar ce vor ei să vadă. Ignorând acele detalii care le-ar da pe față realitatea, sau ignorând acele mesaje care le-ar putea aduce o evaluare realistă a stărilor. E bine, în seara asta aș vrea să vedem cum evaluează Biblia și Evanghelia creștină pe cei care trăiesc în ignoranță față de realitatea spirituală care îi înconjoară. Cum ne evalua pe noi înainte de Hristos Scriptura? Pentru asta vă încurajez să deschideți Biblia, fie pe telefon, fie fizic. În ultima vreme prefer fizic. Vă încurajez, încercați. Efeseni, capitolul 2, începând cu versetul 1, vom merge până la versetul 10.
cum evaluează Scriptura. Voi erați morți. Voi erați morți în nelegiuirile și păcatele voastre în care trăiați cândva, după veacul lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între care trăiam și noi toți cândva, în poftele firilor noastre, făcând voile firii și ale gândurilor, și eram prin natura noastră copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în milă, datorită dragostei Lui celei mari cu care ne-a iubit, deși eram morți în nelegiuirile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești în Hristos Iisus, pentru ca în veacurile care vin să-și arate nemărginita bogăție a harului Său, în bunătatea Sa față de noi, în Hristos Iisus. Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și lucrul acesta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, creați în Hristos Iisus, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. Foarte fain, foarte intens pasajul. Tipic Pavel. Ce face interesant Pavel aici e că începe în capitolul 1 sus și zice, hei, voi sunteți înnobilați. Apoi zice, hei, voi ați fost și sunteți luminați. Și după aia zice, apropo, voi a fost nevoie să fiți înviați. Și a luat-o cumva de la coadă la cap, punându-ne înainte realitatea pe care o experimentăm, de care avem parte datorită lui Dumnezeu. Astăzi ne vom afla împreună ce am fost, ce a făcut Dumnezeu și ce suntem acum. Ce am fost, ce a făcut Dumnezeu și ce suntem acum. Ce am fost sau cum am fost? Versetele 1 la 3. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Pavel nu dezvăluie mărăția harului lui Dumnezeu până când nu arată cu claritate maximă starea noastră înainte ca Dumnezeu să intervină. Problema oamenilor nu e doar că nu mai sunt în armonie cu mediul înconjurător sau în armonie cu semenii lor. Problema oamenilor este că sunt înstrăinați de viața lui Dumnezeu. Adică în ce privește natura lor spirituală, ei sunt morți. Sensul celor două cuvinte de aici, nelegiuiri și păcate, este de a arăta ținta, a aluneca, a rătăci de pe cărare. Ambele exprimă, și nelegiuiri și păcate, exprimă eșecul oamenilor de a trăi cum ar putea și cum ar trebui să trăiască. Biblia adesea descrie starea omului ca fiind o stare de moarte spirituală. Versetul 2. În care trăiați cândva după veacul lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Starea păcătoasă a omului e lipsită de viață din și mișcare către Dumnezeu. În cultura iudaică, legea mozaică era numită și halaka, adică umblare. Pentru că onorarea lui Dumnezeu și a legilor lui era o umblare cu Dumnezeu. Ce face Pavel, evreul aici, e că zice, hei, voi nu umblați cu Dumnezeu, ci voi umblați mânați de alte lucruri, mânați de veacul lumii acesteia, de conducătorul autorității asupra văzduhului. Cum să înțelegem un om mort care trăiește? Zice, voi erați morți în greșelile voastre și după aia în versetul 2, în care trăiați. E trăiați acela, e voi umblați. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. A fost creat și pus într-o grădină extraordinară. A fost pus într-un loc în care el putea să aibă părtășie cu Dumnezeu. A fost creat liber să aleagă. Dar omul a ales să umble altfel decât cu Dumnezeul său. Altfel decât cu Creatorul său.
Când Adam și Eva au mâncat din pomul interzis, Biblia spune că au murit. Însă moartea aceasta nu a fost în primul rând o moarte fizică, ci a fost pierderea vieții spirituale pe care o primiseră din Dumnezeu. O viață împărtășie cu Dumnezeu și capacitatea implicită de a fi activ din punct de vedere spiritual. Un om mort nu se mișcă. E foarte ușor de identificat oarecum. Nu respiră, nu are puls, da? Un om mort din punct de vedere spiritual nu răspunde în niciun fel față de Dumnezeu. Această stare descrie toți copiii lui Adam și Eva, inclusiv pe tine și pe mine. Lumea aceasta, spune John Stott, se referă la un întreg sistem social de valori care este străin de Dumnezeu, opus lui. Acesta permează sau domină societatea și îi ține captivi pe oameni. Oricând și oriunde oamenii sunt dezumanizați, putem detecta valorile subumane ale veacului acestuia și ale lumii acesteia. Ce mi se pare remarcabil în versetul 2, cuvântul acela lucrează, Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Cuvântul ăsta e cuvântul din care primim, avem în română cuvântul energie, e energeo. Duhul care energizează fiii veacului acestuia. Avem doar două posibilități de a trăi. Fie energizați de Duhul veacului acestuia, fie energizați de Duhul lui Dumnezeu. Nu este cale de mijloc. Nu este gri când vine vorba de Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm la versetul 3. Între care trăiam și noi toți cândva, în poftele firii noastre, făcând voile firii și ale gândurilor, și eram, prin natura noastră, copii ai mâniei ca și ceilalți. Un comentator biblic remarca faptul că Pavel Fariseul ar fi negat cu tot ce este în el că evreii și neamurile erau pe picior de egalitate înaintea lui Dumnezeu. Pavel creștinul însă a înțeles că a avea legea lui Moise nu reprezenta nici o protecție împotriva dorințelor trupului și minții, adică împotriva impulsurilor, instinctelor și a minciunilor celui rău. Și evreul și păgânul au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a legii lui și deși o aveau descoperită în ei înșiși, ne spune Pavel în Romani. Toată lumea, în consecință, trăiește sub blestemul păcatului, sub judecata lui Dumnezeu, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ce am fost? Am fost morți. Unde ești în umblarea ta cu Dumnezeu? Cum te-ai evalua în mod realist? Umbli după lucruri după care umblă toți din jurul tău? Umbli după cum dictează cariera? După cum dictează banii? Umbli după cum dictează următoarea dorință? Următoarea poftă? Umbli după lucrurile care dictează, pe care dictează lumea că trebuie să le ai ca să ai o viață împlinită? Umbli după cum te duce pe tine capul, ignorând semnalele mai clare sau mai discrete că s-ar putea să trăiești o himeră? Nu fi un zombie în lumea asta. Trezește-te. Deschide larg ochii. Pune-ți întrebări legate de ceea ce societatea spune că ai nevoie pentru a avea o viață împlinită. Cere-i lui Dumnezeu să-ți vorbească. Cere-i să te întâlnească. Chiar faptul că ești în seara asta aici, nu ești din întâmplare, îmi arată că ai început să-ți dai seama că ceva e în neregulă. Ca unii din The Matrix, care văd pisica aia neagră, că trece de două ori. Ești creștin? Rezonezi cu timpul trecut al afirmațiilor lui Pavel? Ai fost, ai fost, ai fost, umblai? Erai mort? Umblai după veacul lumii acesteia? Umblai după poftele și firii și ale gândurilor tale? Dă slavă lui Dumnezeu că nu mai ești acolo, cum a zis și Alin în seara asta. Dă slavă lui Dumnezeu că nu mai ești în starea aia. Dar nu fi mândru. Nu fi arogant, cum li se întâmplă pocăiților adesea. Nu te uita de sus la careva și nu judeca pe alții după ceea ce știi tu acum. Ci mai degrabă în smerenie umblă alături de cei care încă nu au acceptat darul vieții lui Dumnezeu oferit prin Hristos. Trăiește și transmite mesajul lui Hristos, creștine.
Ce am fost? Am fost morți. Nimic mai mult. Nimic mai puțin. Nimic mai mult. În al doilea rând, ce a făcut Dumnezeu? Versetul 4. Dar Dumnezeu. Disjuncție. Conjuncție disjunctivă. Și ăștia care au făcut filologie, oh, știu ce e aia. Foarte bine. Conjuncție disjunctivă. Probabil una din cele mai captivante asocieri de cuvinte din Scriptură. Dar Dumnezeu. Ele surprind momente când Dumnezeu interceptează cursul vieții unor oameni și acționează pentru schimbarea acelui curs. El are puterea să schimbe radical nu doar viețile indivizilor, ci chiar viețile unor sau cursul unor națiuni întregi. David a fost urât de Saul, dar Dumnezeu nu l-a lăsat pe Saul să-l omoare. Iosif a fost urât de frații săi, a fost vândut în Egipt, a fost trădat sau aruncat în închisoare de Potifar, a fost trădat de alți întemnițați, dar Dumnezeu umbla cu Iosif. Lumea a ajuns atât de decadentă după căderea în păcat, încât Dumnezeu a trebuit să o judece printr-un potop. Dar Dumnezeu și-a adus aminte de Noe. Iar lista poate continua. Vă încurajez să căutați Dar Dumnezeu pe Google sau în altă aplicație în Scripturi. E fantastic ce face Dumnezeu. Subiectul frazei, apropo, și aici, în stilul lui Pavel, avem o singură frază de la versetul 1 până la versetul 7. Subiectul frazei, care a început în versetul 1, apare doar aici. Dumnezeu. Dar Pavel nu ne spune încă ce a făcut Dumnezeu, înainte să ne spună cum este Dumnezeu și ce îl mână, ce le energizează pe Dumnezeu în acțiunile pe care le întreprinde, în contul nostru. Dar Dumnezeu. Și Pavel ne spune așa, care este bogat în milă, datorită dragostei lui celei mari cu care ne-a iubit. Dar Dumnezeu care este dragoste. Dumnezeu te-a iubit pe tine, pe nume, știindu-ți mărimea la pantof, știind ce-ți place dimineața, dacă mănânci micul dejun sau nu, dacă vrei zahăr în cafea sau dacă bei cafea. Cunoscându-te pe tine, dar Dumnezeu a acționat din dragoste pentru tine. Versetul 5, înainte să ne spună ce a făcut Dumnezeu, Pavel ne mai zice odată un rezumat a stării noastre. Versetul 5. Deși eram morți în greșelile noastre, se rezumatul a ceea ce ne-a zis de la 1 la 3, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Asta e acțiunea. În sfârșit am ajuns la despre ce e vorba. No, toate, dacă vreți, o traducere mai fidelă ar fi ca toate verbele dinainte să fie participii sau gerunzii. Noi, fiind morți în greșelile și păcatele noastre în care trăiam odinioară, noi fiind, noi făcând, noi umblând, dar Dumnezeu, pentru că este cum este, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin moartea și învierea lui Iisus, efectiv, Dumnezeu a adus viața și nemurirea la lumină. Un alt mod de a pune, și data trecută am povestit despre mântuirea trecută, prezentă și viitoare. Un alt mod de a pune această realitate a mântuirii trecute, prezente și viitoare sună așa. Am fost mântuiți, adică am fost eliberați de sub pedeapsa păcatului. Altul a fost pedepsit pentru noi. Suntem mântuiți, adică suntem eliberați gradual de puterea păcatului. Nu mai suntem datori să ne supunem acestui stăpân. Avem un alt stăpân care e mai tare decât cel ce este în lume. Vom fi mântuiți, adică va veni o zi când vom fi eliberați de prezența păcatului. Și atunci vom fi în glorie cu El și îi vom cânta slavă, cum am cântat și în seara asta și ne-a adus aminte și Edi. E remarcabil cum construcția frazei de la 1 la 7 pune în centru ei, e o structură chiastică, e un termen de studenții Bibliei, dar în esență, în gândirea ebraică, ideea principală nu e la capătul unui argument, ci în mijlocul lui. Și sunt mai multe idei care conduc la ideea aia principală și mai multe idei care pleacă de la ideea aceea principală. Fraza de la 1 la 7 are ca și cui
ca și loc de agățare în perete, cum e la un tablou, următoarea frază. Prin har sunteți mântuiți. Prin har, favoare, dar, milă, dragoste, nimic de la voi. Și dacă nu e clar, Pavel pune exact în cuvintele astea, mai încolo, lucrul acesta. Dacă în versetul 1 cu 20, Dumnezeu și-a manifestat puterea prin învierea lui Iisus, în versetul 6, citim că aceeași putere a avut același impact și asupra noastră. Adică nu doar că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus și l-a așezat în locurile cerești, ci versetul 6 ne zice că și noi am fost înviați împreună cu Iisus și așezați în locurile cerești. Wow! Noi deja începem să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a făcut cu substitutul nostru la cruce, cu fratele nostru mai mare. Dumnezeu și-a manifestat puterea față de noi, făcând același lucru pe care l-a făcut cu preaiubitul lui, aducându-l la viață și dându-i un loc în glorie, în prezența lui. Cetățenia noastră este acum în cer, cum spune Pavel și în Filipeni. Iar viața noastră se găsește acolo și nu în limitele impuse de lumea aceasta sau de standardele ei. Versetul 7. Pentru ca în veacurile care vin să-și arate nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Sa față de noi în Hristos Iisus. Scopul lui Dumnezeu pentru biserica Sa trece dincolo de ea însăși, dincolo de mântuire, dincolo de iluminare, dincolo de recrearea unor oameni noi, dincolo de unitatea și părtășia ei, dincolo chiar și de mărturia ei în lume. Scopul ultim al lui Dumnezeu pentru biserică este să demonstreze întregii creații, văzute și nevăzute, înțelepciunea și dragostea și puterea și harul lui Hristos. De aceea am fost înviați la o viață nouă. De aceea am fost înălțați în Hristos, pentru a primi o cetățenie cerească. De aceea am fost puși mădulare în trupul lui Hristos, aici pe pământ. Depășește puterea noastră de înțelegere și vedem o frântură din ea în cartea Iov, unde vedem, parcă se trage cortina la o parte și vedem că lumea noastră mică, unde credem că se întâmplă totul, e de fapt așa o fărâmă față de tot ce se întâmplă în glorie, în prezența lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu se raportează la toate autoritățile și căpetenile din locurile cerești. Nu înțelegem întru totul. Vom înțelege odată. Dar biserica e modul în care Dumnezeu își etalează puterea și harul și dragostea în Hristos. Versetele 8 la 9. Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință și lucrul acesta nu este de la voi. Este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Această mântuire se datorează în întregime lui Dumnezeu, revărsării dragostei lui infinite. Acțiunea umană în primirea acestei mântuiri e descrisă simplu, prin credință. Iar această credință e definită cel mai bine printr-o întoarcere la Dumnezeu, dintr-o realizare profundă a nevoii noastre, a slăbiciunii noastre, a goliciunii noastre și cu o inimă gata să primească ce are El de oferit. Iar El ni se oferă pe Sine. Toată inițiativa și fiecare aspect al oferirii acestei mântuiri a aparținut lui Dumnezeu. Iar în caz că nu era clar, Pavel adaugă aceste două fraze după căci prin har sunteți mântuiți. Prin credință și lucrul acesta nu vine de la voi, nu prin fapte, să nu se laude nimeni. Ce a făcut Dumnezeu? Ne-a înviat. Ne-a adus la viață. Și nu e resuscitarea aia de, acum pot să trăiesc din nou viața pe care am abandonat-o, ci e o aducere la viață ca o naștere din nou. De aia și folosește Iisus fraza asta. Dumnezeu nu doar că ne-a făcut din cerșetori prinți, Dumnezeu a făcut din cadavre în descompunere oameni vii. Este o imagine în Ezechiel 37, la care mi s-a dus mintea citind pasajul ăsta al lui Pavel. Acolo, profetul Ezechiel vede o vale plină de oase, împrăștiate,
amestecate, nu știai ce-i tibie, ce-i peroneu, ce-i femur sau altceva. Biologii din sală apreciază aceste cuvinte. Ok? Exact. Și mânat de Dumnezeu, profetul începe să vorbească cuvântul lui Dumnezeu peste valea aia de oase. Și ceva ciudat se întâmplă. Începe să se scuture pământul și încep să se miște oasele unele spre altele și încep să vină câte două oase de la oaltă și să formeze câte o încheietură și după aceea încep să vină mai multe oase și toate 200 și câte or fi de oase din corp încep să se alinieze și să arate un schelet. După aia se pun ligamente pe el și după aia se pune musculatură și se pune piele. Și în final Dumnezeu îi zice, hei, vorbește suflării, vorbește Duhului de viață ca să vină peste el. Și în valea aceea din niște oase lipsite de viață se ridică o armată întreagă pentru Dumnezeu. Asta face puterea lui Dumnezeu manifestată în Hristos când l-a înviat și manifestată în Sfinții lui când i-a adus la viață de sub autoritatea domnitorului văzduhului, acelui care lucrează acum în fiii neascultării. Ai avut un moment sau o perioadă în viața ta în care ai experimentat acest dar Dumnezeu? Ți-a fost greu și erai disperat? Dar Dumnezeu? Ai fost trântit la pământ și erai terminat? Dar Dumnezeu? Ți-a fost tras preșul de sub picioare când ai fost trădat de cineva apropiat? Dar Dumnezeu a fost cu tine acolo? Ai rămas rănit și îndurerat când ai pierdut pe cineva drag? Dar Dumnezeu? Oriunde ești acum, prin orice greutăți treci și orice luptă duci, nu uita. Dar Dumnezeu e cu tine, e de partea ta. Îți dă îndurarea lui și dragostea lui cea mare. Ți-a oferit cel mai mare dar. Viața veșnică, cu prețul fiului său, prea iubit. Va sta lângă tine. Sau va sta și lângă tine în această vale a morții și te va duce în glorie. Pentru că asta e specialitatea lui, să ducă oameni din cimitir în glorie, să facă prinți din cerșetori. Ce a făcut Dumnezeu? Ne-a înviat, ne-a adus la viață și ne va duce în glorie. În al treilea rând, ce suntem noi? Ce suntem acum? Versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui. Creați în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Pavel spune aici că mântuirea pe care am experimentat-o deja prin transferul de la moarte la viață, prin unirea cu Hristos, e o desfășurare dramatică a puterii pline de har a lui Dumnezeu. Salvarea nu este nici rezultatul, mântuirea, nu e nici rezultatul și nici răsplata faptelor sau lucrării noastre. Este darul lui Dumnezeu prin credință. Dar Pavel se grăbește să puncteze că asta nu înseamnă că faptele nu contează, nu sunt importante. Viața și faptele noastre de odinioară doar au contribuit la încurcătura din care am avut nevoie să fim salvați. În limba originală, fraza asta, versetul 10, începe cu al lui. Nu începe cu căci noi suntem lucrarea lui. A lui lucrare suntem noi. Și nu doar atât. Cuvântul ăsta lucrare e așa un cuvânt, în greacă e poema. E așa, e o operă de artă. E ceva crafted, e ceva dăltuit, e ceva creat cu migală. Și după ce folosește poema, zice, ați fost creați, care e cuvântul din care avem în română, ctitoriți. Ați fost piesă cu piesă, puși la oaltă, cu atenție, cu atenția unui maestru. Și avem mulți artiști aici, știți ce înseamnă? Să începi cu o coală albă și să-ți iasă un desen frumos, să începi cu nimic și să-ți iasă ceva aspectuos și încântător. Așa ne-a creat Dumnezeu pe noi. De ce? Pentru ce? Ne-a creat
pentru niște fapte bune în care să umblăm. Prăpastia dintre Dumnezeul Sfânt și umanitatea păcătoasă trebuia trecută prin acțiunea unilaterală a lui Dumnezeu. În același timp, faptele pregătite de Dumnezeu pentru noi, pentru noile făpturi în Hristos, sunt o parte esențială a vieții noi. Și un comentator biblic spune așa: la fel cum mlădița e creată în viță, așa și noi suntem creați în Hristos. La fel cum roadele mlădiței sunt predeterminate de legile vieții primite, de legea vieții primite din viță de către mlădiță, așa și faptele noastre, care sunt rezultatul unirii noastre cu Hristos, sunt predeterminate de legile vieții lui Hristos, care curge prin noi. Ce suntem acum? O creație nouă. Suntem opera lui Dumnezeu. C.S. Lewis a scris Narnia. Și foarte fain, dacă ați citit cărțile sau dacă v-ați uitat la unele dintre filme, ce efect are asupra copiilor faptul că sunt expuși la lumea aia fantastică, cu vietăți fantastice, dar și cu prinți și prințese, cu regi și regine. Ce efect are asupra lor atunci când se întorc înapoi în lumea lor? Se întorc transformați, se întorc înnobilați, pentru că au fost printre regi și printre regine, printre prinți și printre prințese. Așa și noi, pentru că am fost înviați și așezați în locurile cerești în Hristos și pentru că am experimentat o pregustare a ce e unirea noastră cu Hristos. Și noi suntem transformați. Suntem oameni noi și înnoiți zilnic în acea realitate în care suntem prinți și prințese, în care suntem onorați ca nobilime, în care luptăm pentru adevăr și pentru dreptate. Aș vrea să te întreb, cum te vezi în relația cu Dumnezeu? Încă trebuie să-i câștigi favoarea? Încă te străduiești să-L îmbunezi? E El Tatăl tău bun și milos și plin de dragoste pentru tine, care ar muta munții ca să te salveze? Te încurajez să iei vreo 3 domenii din viața ta în astea 2 săptămâni până la Crăciun. 2-3 domenii. Și să reflectezi zilnic. Chiar vă încurajez. Zilnic. Unii avem obiceiul să citim zilnic din Scriptură, să stăm în tăcere zilnic înaintea lui Dumnezeu. Te încurajez să reflectezi zilnic la faptele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine în domeniile alea 1, 2 sau 3. Poate fi jobul. Ce fapte bune a pregătit Dumnezeu pentru tine să umbli în ele acolo? Poate fi școala. Ce fapte bune a pregătit Dumnezeu pentru tine să umbli în ele acolo? Poate fi blocul sau cartierul în care locuiești. Ce fapte a pregătit Dumnezeu pentru tine să umbli în ele acolo? Poate fi o relație de familie dificilă, dureroasă, o situație frustrantă sau un proiect în care ești implicat cu alți colegi de la muncă. Ce fapte bune a pregătit Dumnezeu pentru tine să umbli în ele acolo, în situația respectivă? Stai cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu în zilele care urmează și întreabă-L sincer ce fapte a pregătit pentru tine. Nu uita, faptele tale nu-ți câștigă favoarea înaintea Lui, ci ele izvorăsc din identitatea pe care ți-a dat-o deja. Nu invers. În momentele care urmează, dacă ai fost mort, dar ai fost adus la viață împreună cu Hristos, dacă nu mai trăiești ca să-L îmbunezi pe Dumnezeu, ci ai fost salvat de pedeapsa păcatului, iar acum prin prezența Duhului Sfânt în viața ta, vezi cum ești eliberat de puterea păcatului și aștepți cu încântare eliberarea de prezența păcatului, te invit să iei din pâine și din vin. E ceea ce facem în fiecare întâlnire a bisericii noastre, pentru a ne aduce aminte de sacrificiul Mântuitorului.
Iisus Hristos. Pentru tine, pentru mine, pentru noi ca biserică a Lui. Ce am fost? Am fost fii ai mâniei. Ce am ajuns? Am ajuns fii prea iubiți ai Tatălui. Cum s-a întâmplat asta? Prin puterea nemărginită a Lui Dumnezeu, manifestată în Hristos și prin ascultarea Lui Hristos la cruce. Acum, dacă nu ai fost transformat de puterea Lui Dumnezeu, care L-a înviat pe Iisus, sau dacă încă nu ești sigur, te încurajez să rămâi așezat. Nu este nicio presiune să te ridici și să iei din pâine și din vin. Ba, dimpotrivă, s-ar putea să fie alte implicații spirituale pentru tine. Te încurajez să rămâi mai degrabă așezat, să folosești timpul ăsta să reflectezi la umblarea ta în lume și la invitația lui Dumnezeu, la o relație personală cu El. Dacă rămâi așezat, nu te va judeca nimeni. Așadar, cu aceia care cred că Hristos a murit pentru ei pe cruce, vă invit să venim în față, să luăm pâine și vin, venim pe culoarele exterioare și urcăm pe culoarele astea interioare înapoi și vom sta în liniște preț de câteva momente și vom lua cu toții după ce mă rog.